Valentin Stoian este un tânăr român plecat la muncă în Marea Britanie. Vineri la muncă, patronul l-a întrebat care este diferența dintre români și englezi și de ce românile sunt antipatici englezilor. Valentin a dat un răspuns sincer, care însă l-a costat locul de muncă. Patronul a anunțat la finalul programului că este concediat. Întreaga poveste a fost relatată cu umor de Valentin pe Facebook. Un englez m-a întrebat ieri care e diferența între un englez și un român și de ce există antipatia asta între noi, iar eu am fost sincer și am spus: suntem mai muncitori, mai buni la pat, mai serioși, mai frumoși, mai hoți, mai sinceri, mai iubitori, mai umblăm cu femeile lor, mai furăm, mai venim și nu mai plecăm. A zâmbit și a părut să aprobe ce am zis, ca după ora 5, când am terminat programul, să mă anunțe că pot să-mi caut alt job de luni, așa că weekend plăcut. Vedem de luni ce și cum, a scris Valentin Stoian. Rasiștii aceștia frustrați și aroganți așa trebuie tratați, cu demnitate și fruntea sus. Un job, crede-mă, găsești altul mai bun unde vei fi respectat pentru ceea ce știi să faci, mult peste puterile lor. Întrebat de ce nu i-a spus pe românește că așa ar fi rămas cu jobul, Valentin a spus: i-am spus eu altele după în românește, relatează mesajul.ro.